Bună seara și bine m-a regăsit. Este vineri, este o nouă întâlnire, este Ar Cultura pentru voi toți cei care ne ascultați. O nouă ediție și o nouă propunere pentru toți cei care mai sunt interesați de istoria, hai să spunem, relativ recentă. Totuși, încă persoanele, multe dintre persoanele care au fost implicate, mulți dintre cei care încă supraviețuiesc, pot și ar trebui să facă subiectul preocupării noastre. Alături de mine se află doamna Claudia Florentina Dobre și domnul Valeriu Antonovici, doamna Dobre, doctor în istoria al Universității Laval din Quebec, secretar general de redacție al revistei Memoria, domnul Antonovici, doctor în științe politice, realizator de filme documentare. Deci tema pe care încercăm să vă aducem în atenție astăzi o constituie o muncă noastră de echipă, înțeleg. Mai precis vom vorbi despre un documentar intitulat Povestiri din Bărăgan, amintiri din Siberia românescă. Acum, dacă tot este să începem, mă gândesc să pun întrebarea fatală. De ce acest documentar și de ce acum? Bună seara, mulțumim de invitație. Dacă îmi permiteți să încep eu prin a vă spune că acest documentar intră în preocupările noastre privitoare la memoria persecuțiilor politice în perioada comunistă, iar concentrarea asupra deportării, asupra unui aspect al represiunii, și anume deportarea în Bărăgan, a venit oarecum firesc din punctul meu de vedere, prin prisma preocupărilor atât la revista Memoria. Noi am avut un proiect despre deportarea în Bărăgan împreună cu Fundația Academia Civică, un proiect european care s-a derulat în perioada 2010-2012. Iar un alt aspect care m-a îndemnat pe mine să cercetez acest aspect al represiunii comuniste a fost faptul că eu provin din această regiune, din Bărăgan, că am aflat despre lucrurile acestea din familie și rămăsese pentru mine o mare întrebare ce s-a întâmplat acolo, mai ales că amintirea deportării există, a rămas doar în sufletele oamenilor, ca să zic așa, pentru că foarte urmele materiale au fost șterse în cele mai multe cazuri. Pentru mine nu provin din Bărăgan, sunt născut în Basarabia, dar problema istoriei recente a constituit un interes major, atât în timpul masteratului, în antropologie, care l-am absolvit aici la București, unde am făcut un film despre memoria pieții universității, cu un bun prieten și amic, Mirel Bănică, iar doctoratul fiind la fel pe istorie recentă despre munca patriotică în comunism, ne-a dus cumva spre această temă, a uitării, a memoriei, a istoriei și a învățării cât mai ușor a istoriei. Bun. Pentru că, cum ați văzut ultimele sondaje, puțină lume mai citește. Da. Dar la un film e mult mai ușor să te uiți. Și dacă e tot apropo de citit, probabil că istoria este chiar undeva mai la coadă. Ceea ce nu mi se pare că este o stare de lucruri de normală, dar o să discutăm despre acest lucru. Dacă tot sunteți implicat într-o revistă intitulată chiar Memoria și dacă tot vorbim de priza aceasta a evenimentului istoric, cum se consumă și ce mai înseamnă pentru, mă gândesc mai ales pentru cei tineri, că până la urmă miza este de fiecare dată la fiecare gen de încercare de a documenta un anumit tip de eveniment istoric pentru cei care urmează, nu? Cam așa ar trebui cel puțin să se întâmple. Cum vreți să fie recepționat acest demers al dumneavoastră? Pe cine interesează? Cine face efortul? Înțeleg că sunt implicați aici și niște bani europeni, în ceea ce spuneți? Nu, au fost în proiectul realizat de Memoria. Proiectul nostru, care îl continuă pe cel european, este proiectul nostru independent, îl continuă din surse proprii, ca să spun așa. Adică finanțarea constituie iaurtul nostru de dimineață, care nu-l mâncăm și mergem la filmări. Este ideea de iaurt. Da, am înțeles.
deci ne aparține în întregime acest proiect. Da. Am avut prieteni care ne-au ajutat, iar sigur Fundația Memoria a susținut acest proiect care continuă să fie sub patronajul Fundației, pentru că revista Memoria este editată de Fundația Culturală Memoria. Să știți că nu de fiecare dată avem nevoie de bani pentru a face un proiect bun, un proiect viabil. E adevărat, în primul rând trebuie entuziasm, asta știu, cel puțin aici trebuie în România. Trebuie să fii un pic nebun. Da, un pic, pentru că, suficient că să se pornească lucrurile. Da, statul face destul de puțin, chiar despre acești deportați despre care vom vorbi în continuare, a făcut destul de puțin. Bun, este o treabă care deranjează, nu se prizează în epoca acum sau pur și simplu trebuie dată uitării? Nu, cred că nu mai există un foarte mare interes, pentru că în genere comunismul nu este ceva care să atragă și mai ales represiunea comunistă nu atrage. Prin urmare, sigur că statul nu finanțează și, din câte observ, nici măcar fundații private la care am apelat, dar care nu ne-au sprijinit, deci nu am intrat în targetul lor, să spunem așa. Însă proiectul nostru se adresează în primul rând tinerii, pentru că ne-ați întrebat despre acest lucru. De aceea am și hotărât să facem în primul rând un film, pentru că se știe imaginea un mai mare impact și atrage mult mai mult publicul tânăr. Dar evident că se dorește un film care să atragă toate tipurile. Am avut deja 4 proiecții publice din noiembrie și până acum. Și la fiecare dezbatere au participat între 50 și 200-300 de oameni. La mețerea au fost aproape 300 de oameni. Publicul a fost diferit, de la tineri liceeni până la oameni care chiar au fost deportați și vreau să vadă ce spun alții despre aceste deportări. Și numărul este satisfăcător din punctul nostru de vedere sau... Se putea și mai mult. Da. Gândiți-vă la toate activitățile culturale. De altfel, o prietenă, când am organizat vizionarea la Muzeul Țăranului Român, mi-a zis, vai, să nu te aștepți la mai mult de 50 de oameni și am fost surprins să avem sala plină. Oamenii au stat în picioare. Și care erau vârstele? Cel mai mulți erau tineri, dar erau și oameni în vârstă, de fapt, cele două paliere extreme de vârstă, să spunem așa. Înțeleg că cei care sunt implicați în viața de zi cu zi nu-și pierd vremea cu lucruri de-astea, cu ghilimele de rigoare. Sigur, oamenii sunt foarte ocupați, plus că ora a fost destul de târzie și bănuiesc că mulți nu au putut să ajungă, dar pentru tineri și pentru cei în vârstă... Dar avem o soluție și pentru cei care nu vor să deplaseze din casă. Da. În maxim un an de zile filmul va fi pus online. Avem un alt proiect care se va chema memorialul deportării.ro, unde vom încărca atât dezbaterile de la mețere, dezbaterile din Călăraș, dezbaterile de la Parlament, unde am avut o altă proiecție a filmului, și vom încărca și filmul. Ei, dacă tot am vorbit de Parlament, acolo chiar sunt curios să știu cum s-au desfășurat lucrurile. Din nefericire, nu cum ne așteptam. Da, eram sigur. Publicul a fost practic același. Sub 50 de persoane. Au venit tineri și oameni în vârstă. Dar măcar tineri parlamentari? Nu, uimirea a fost că n-au fost nici măcar consilieri parlamentari, să zicem, sau funcționari din Parlament. Haideți puțin să... Dacă nu interesează pe un consilier, atunci la parlamentar cum va ajunge respectiv? Da, interesant. Totuși trebuie să... Deși sunt... Bine, acum nu neapărat, nu știu exact care este situația, dar, de exemplu, Doru Ioan Tărăcilă, fost ministrul de interne, este unul dintre deportați. El era copil când a fost deportat, avea 2 ani. Din nefericire n-am reușit să ajung la el, deși l-am căutat în mod insistent pe toate canalele și nu am reușit. Deși ne-am fi dorit să pur și simplu să ne spună povestea dânsului, dar nu a făcut-o. Totuși trebuie să fie explicație pentru lipsa asta de interes, mă gândesc. E o istorie incomodă, este un lucru care este incomod pe piața de idei, nu e bine să ieși cu asemenea lucruri dincolo, în lumea civilizată. Știu că pun toate întrebările astea pentru că știu că deocamdată treaba cu, hai să spunem, decizia istorică asupra comunismului este încă foarte controversată și sunt discuții extrem de aprinse în jurul fenomenului ca atare. Nu cred că e cazul la noi. E mult mai interesant să vorbești despre... Nu la noi, dar în locurile în care contează. Dacă mă gândesc că la o personalitate ca aceea lui Ștefan Curtoa și tot demersul lui, care în continuare
este discutat și... Sigur, asta este îndeosebit în lumea intelectuală occidentală și mai ales în spațiul francez, unde încă intelectualii sunt de stânga și atunci nu există interesul pentru comunism și pentru represiunea comunistă. Și în Germania sau Anglia, de exemplu, e priza mai bună? Nu, ați dar probabil că acolo nu există interesul pentru noi, de exemplu. Pentru noi ca români. Pentru noi ca români. Mă uitam pe o carte despre primul război mondial și care vorbea, de exemplu, despre războaiele balcanice și aproape că nu menționa România, deși România a jucat un rol foarte important în războaiele balcanice, nu? Cum ar putea să fie interesați de comunism în România? Adică mi se pare că e într-un fel firesc. Pe de altă parte, există... Da, dar numai într-un fel. Și nu vreau să știu care fel. Da. Totuși, mă gândesc că nemții au avut și o parte din țară implicată în același sistem de referință sigur, socială dar, și așa mai departe. Dar la ei sunt foarte preocupați de ceea ce s-a întâmplat în RDG, fără îndoială. Dar sunt mai puțin preocupați de noi, de exemplu, pentru că România nu este importantă, nu este importantă din punct de vedere intelectual, nu este importantă, să spunem, din punct de vedere cultural și atunci e firesc să nu existe acest interes S-ar pentru... S-ar putea să doară ceea ce spuneți. Da, asta este părerea mea din cunoscând destul de bine lumea intelectuală din Europa și nu numai. Și de ce suntem, hai să zic, categorisiți la modul ăsta? Păi eu cred că este și noastră. Ca țară exotică suntem foarte interesanți. Nici măcar nu mai suntem așa de exotici. Nu? Nu, Ucraina nici este... Nici măcar o parte a populației noastre nu mai prezintă asemenea interes sigur, exotic. Sigur. Păi nu mai este exotic pentru că s-au dus așa de mulți la ei încât îi cunosc foarte bine și nu mai sunt și exotici. Și exotismul a pierit. Exact. Am văzut că Ucraina devine foarte exotică pentru ei. Așa că noi am pierdut și această șansă de a fi exotici. Nu trebuie să o pierdă. Da, vreau să revin un pic și la lumea intelectuală din România. Pe mine mă șochează autismul intelectualilor români. Vis-a-vis de problema ca atare? Vis-a-vis sau de orice subiect. Deja că ești istoric și faci o cercetare, indiferent pe ce domeniu, nu ai un feedback adecvat pentru ceea ce faci tu la proiectul tău. Ceilalți, fiecare pare să fie în colțul lui, să-și facă treaba lui, fără ca să existe această interacțiune atât de necesară, mi se părea mie. Dar spuneți-mi, istoria un fel de sperietoare? Pentru cei de aici? Sau este atât de incomodă? Nu cred că este incomodă. Cred că nu există interesul celorlalți pentru... Deci interesul celorlalți intelectuali pentru anumite proiecte. Fiecare se interesează de bucățica lui, încearcă să o promoveze și atât. Dar de ce n-ați încercat, mă gândesc, la Facultatea de Istorie să faceți o proiecție cu studenții, cu profesorii de acolo? Am încercat să invităm oameni de la Facultatea de Istorie și n-au venit. Interesant. Sigur o să încercăm să... să ajungem și la Facultatea imediat de Istorie. Am fost la ICCMR. Dar invitați la Brașov, la Iași, dar, să vedem sunt, cum ne putem susține. Înțeles. Dar sunt foarte acolo. Multe dintre aceste invitații pe care le primim, noi le primim de la prieteni, de la oameni cu care suntem în relații apropiate. Deci la nivel de instituții ne-a fost destul de greu, ce v-am spus, la Facultatea de Istorie, da? Dacă ne-am adresat propunere... oficial, nu am primit. Da, înțeleg, dar asta este ceea ce facem dumneavoastră vorbind despre documentar, este o propunere care ar putea să intereseze la modul cel mai direct studenții, dacă da, nu neapărat cadrele didactice care poate, hai să spunem, tot așa, dar cred că, cu bunăvoință vor fi plictisite. Dar ele cred deja că știu, studenții au venit la proiecțiile studenții noastre. Studenții au venit, am avut și un cerc de istorie recentă la SNSPA, unde la fel am proiectat, am deci vorbit despre proiect. Ei vin, dar mă refeream la nivel de intelectual, deci nu la sigur, nivel... Sigur, sigur, păi, ei sunt intelectualii de mâine, depinde cum sunt formați, e foarte important dacă li se spune sigur. Sau sunt îndepărtați de la, sau descurajați de la a cerceta subiecte de o asemenea învergură, amploare și nu vreau să mai spun importanță, că mi s-ar părea hilar deja, atunci și ei vor avea o atitudine, na. Sigur, numai că chiar este nevoie să fii și la nivel instituțional, adică... Interesat de așa ceva? Da, de și exact. Și de ce nu ai fi interesat? Asta nu înțeleg, e o nebuloasă pentru mine. Da, nici eu, trebuie să recunosc că nici eu nu înțeleg, de exemplu, de ce nu se pune accent în România pe studiile memoriale, care sunt în mare vogă peste tot și probabil că trendul chiar o să dispară în curând și în România nici măcar nu există.
Nu există așa ceva în facultăți, deci nu există departamente de studii memoriale. Deși în Occident l-au și cei de la istorie și de la antropologie și de la sociologie și literele, deci sunt... Dar nu vrem să știm despre noi sau care este... Nu cred că vrem să știm despre noi, nu cred că aceste discipline foarte bine integrate în câmpul academic nu vor să-și reconsidere poziția, să se, de exemplu, nu există în România, cu câteva excepții, bineînțeles, istorici care să fi pus, să-și fi pus întrebarea asupra propriilor meserii, asupra istoriei, a obiectului istoriei. Totuși, dacă mergi prin librării, literatură privind spațiul concentrațional și în general represiunea comunistă există. Documentația există. Și există și interes, să știți. Da. Cel puțin din partea publicului cititor, cred că da, că altfel cărțile ar dispărea. Dar ați văzut care e procentul din PIB pentru cercetare, pentru toate domeniile? Sub 0,5. Suntem ultima țară din Uniunea Europeană, cred că suntem și după țările africane. Privința asta. Sigur, dar nu, asta nu este problema principală. Noi, Fundația Culturală Memoria, de exemplu, suntem foarte puțini acolo. Am rămas foarte puțin, ca să spunem așa. Și totuși am fost în stare să facem un plan, care nu este foarte ușor, să-l ducem la bun sfârșit și să se întâmple și lucrurile așa cum trebuie, cum era un program și programul să fie, și proiectul să fie o reușită. Dar înțeleg că acest proiect s-a încheiat acum. Da. Mai sigur. Urmează ceva? Există vreo perspectivă de reluare a un asemenea Da, așteptăm demers? Pentru că sunt și schimbări la nivelul Comisiei Europene, pentru că din 2014 încep o nouă serie de call for application, să spun așa, și atunci urmează din nou să putem aplica pentru un proiect. Deocamdată a fost o perioadă de asta de tranziție și de aceea nu... Bun, haideți să intrăm în miezul discuției, să vorbim ca atare direct despre documentar. Cum a luat naștere? Cum ați reușit să-l puneți pe... Na, nu pot să-i spun pe picioare, dar așa, pe ochi. Totul pleacă de la o idee. Ne-am gândit că ar fi bine să vorbim despre acest subiect, atâta timp cât martore deja încep să nu mai fie atât de numeroși printre noi. Martore fiind, să spunem direct despre copii. Ce e vorba în acest subiect. E vorba despre cel mai mare dizloc de populație pe care istoria României îl cunoaște, în afară de cel din ianuarie 45, când populația de origine germană a fost strămutată. Da, în Siberia. Da, sigur. Aproximativ 70.000 de persoane vorbim de deportarea din, da, chiar din mai ianuarie 40. Chiar mai mult. Da. Sigur, deportarea a avut numeroase fațete. Ați amintit pe cel din 45 al privitor la germanii din România, dar au mai existat deportări și după aceea, imediat după instaurarea regimului comunist, în data de 6 martie 1945, au existat deportări ale marilor proprietari. Și deci ei au fost deportați din casele lor în alte zone ale României și au avut domiciliu obligatoriu. Ce înseamnă mare proprietar, ca să definim termenul? Proprietar de terenuri, care aveau, să zicem, peste 500 de hectare, proprietari de fabrici, de ateliere, sigur, nu de mari fabrici sau mari ateliere, sau ceea ce de existau atunci. Brachiu pe link, ce făceau ei, și vecinul era un pic supărat pe el. Da, pur și simplu. După aceea, în timpul procesului de colectivizare, au fost deportați și țărani din satele lor în alte sate, pentru că se răzvătiseră împotriva autorităților comuniste, iar filmul nostru se axează pe un episod poate cel mai dramatic al deportării, și anume cel din 18-19 iunie 1951, cunoscut în literatura de specialitate Carusaliile Negre. Este momentul în care au fost deportate peste 40.000 de persoane. Cifrele încă nu sunt 40, exacte. 44 în funcție de cercetări. Unii cercetători dau 40.000, alții 44.000, chiar mai mulți în alte cercetări. Și deci este vorba de un episod ce s-a desfășurat într-o perioadă foarte scurtă și care a privit persoane, cetățeni români,
persoane de etnie german-sârbă, basarabeni, bucovineni, chiar și țigani, bulgari, evrei, români, unguri. Da. Și care locuiau pe un teritoriu de 25 de kilometri la frontiera cu Iugoslavia, între Beba Veche din județul Timiș și Gruia în județul Mehedinți. Da, să vorbim puțin despre contextul istoric care a generat acest tip de acțiune din partea statului român. Da, sigur, există aici două opinii. În primul rând, cea privitoare la relațiile dintre România și Iugoslavia, dintre România și toți ceilalți aliați ai Uniunii Sovietice, ca să spunem așa, pentru că la acel moment, de fapt începând cu 1949, Tito a fost în conflict cu Stalin și ceilalți aliați din blocul sovietic. Prin urmare, se discuta chiar și de un posibil conflict armat între cele două blocuri, să spunem așa, și prin urmare și această acțiune se încadrează în, să spunem, pregătirile făcute pentru un eventual conflict între cele două tabere. Dar cred că deportarea acestor oameni, pentru că nu am spus, erau priviți, nu toată lumea a fost deportată din zona asta, ci doar cei care erau considerați dușmani ai regimului. Chiaburi, intelectuali, vechi funcționari ai statului, ai statului democratic, sau mă rog, al statului de dinaintea comunismului. Trebuia menținut siguranța pe marginea frontierei. Zonei de frontieră, da. Zonei de frontieră. Da. Da, pentru că erau considerate elemente nesigure, ca să vorbim. Iar deportarea a fost una fulger. Au fost înconjurate statele din ce în a fost 10, vorba de câteva zile. De da, zi, da. Noapte, de fapt. Adică... Bine, s-a desfășurat, depinde de fiecare sat, de comună, de cum s-a organizat, dar oricum s-a făcut în foarte mare grabă și pe ascuns. Doamne, trebuie să spunem că oamenii au fost surprinși, în două ore le s-a dat un răgaz de două ore. Da, s-a dat de două ore, le s-a spus vă luați tot ce aveți sau de ce aveți nevoie, unora le s-a permis să vină cu o căruță cu animale, saci de grâu, de exemplu, altora le s-a permis doar cu hainele de pe ei. Sau dacă i-au prins așa în aceeași casă, i-au luat indiferent dacă erau sau nu erau pe acea listă. Avem în film, de exemplu, o doamnă care ne spune că tatăl dânsei lucra la primărie și li s-a zis să întocmească o listă cu persoanele care au nevoie de pământ. Și au întocmit o listă. Și oamenii au fost și mințiți. Cred, exact. Da. S-au trecut primii pe acea listă. Vă imaginați ce... Dar comunismul a fost o mare minciună și o mare păcăleală. Probabil că dincolo de orice, asta este caracteristica principală, că totul s-a făcut în minciună și cu minciună. Dar revenind la motivele acestei deportări, sunt legate și de procesul de colectivizare, pentru că începuse procesul de colectivizare în toată țara, iar cei din Banat erau destul de refractari la o astfel de posibilitate de a renunța la proprietățile lor, plus că erau destul de înstăriți oamenii din zona aceea, aveau și inventar agricol, chiar ne povesteau cei care au fost deportați că aveau combine la vremea aceea, vă dați seama, tractor, aveau cai foarte mulți, căruțe și vă dați seama că nu ar fi fost dispuși să renunțe la toate acestea pentru a intra în colectiv. Și atunci s-a găsit soluția destul de simplă de a fi luat pe sus. Da, de a disloca din locuințele lor și a-i trimite în Bărăgan, unde au ajuns în plin câmp. Frica lor a fost să nu-i trimit în Siberia. Deci fiecare martor ne-a mărturisit această frică. Cineva ne spunea că dacă află că merg în Siberia, le spunea mama lor, vor da foc la vagon și vor sări din tren. Da, într-adevăr. Memoria încă era vie cu deportările din Uniunea Sovietică. Da, mai ales că în acea zonă erau mulți basarabeni mutați și acolo și bucovineni care au avut experiențe de genul ăsta în familie. Interesant acest lucru, faptul că exista un nucleu de populație basarabeană tocmai în Banat. Era venită fuseseră din 40 dislocați. Sau? Unii din 40, alții din 44 fuseseră dislocați de către autorități, pentru că era vorba în genere de oameni înstăriți, de funcționari ai statului, care au trebuit să se retragă. Unii chiar au fost obligați să se retragă cu arhiva statului român și au fost tocmai așezați în această regiune, probabil
Pentru protecție sau pentru... Da, și pentru protecție, dar și fiind o regiune mult mai înstărită, care își permitea să primească... Să susțină o populație, da, surplus de populație, da. Am înțeles. Acum, cum a fost pe teren, direct? Cum a fost contactul? Cum s-a ajuns la acest contact cu oamenii? Am identificat câteva persoane, apoi după metoda bulgărului de zăpadă au venit și alți martori. De obicei am avut interviuri deschise, interviuri de viață, deoarece am revenit la aceeași persoană de mai multe ori. Copiii de atunci, bătrânii de acum, ne povesteau cum au trăit acea experiență. Asta a fost principala întrebare de cercetare. Probabil ce îi fac și numărul principal de supraviețuitori, da, copiii, sigur, de atunci. Sigur, și pe de altă parte un alt element care a intervenit este locația. Noi ne-am axat pe cei din zona Bărăganului care au rămas acolo, pentru că foarte mulți în 1955, când au fost eliberați din domiciliu obligatoriu, s-au întors în Banat, iar foarte mulți dintre germani, dintre etnicii germani, au emigrat deja de mult în Germania. Iar noi am intervievat pe cei care au rămas în Bărăgan și, într-un fel, filmul nostru este oarecum în oglindă față de episodul din memorialul deportării al Luciei Hosu Longin, pentru că există și acolo un episod, dar pe care l-a filmat în Banat. În timp ce noi ne-am dus chiar în zona deportării și am filmat inclusiv pe câmpurile unde odinioară existau aceste sate de deportați și în cele câteva sate care au rămas și care au fost reconstituite, să spunem acum, după 89, evident. Apropo de acest memorial al durerii care a apărut în discuție, și de ceea ce vorbeam la începutul dialogului nostru, adică aș vrea să fac o referință la această lipsă de interes. Se poate considera că odată cu acea încercare, fluviu, de aducere în atenție s-a epuizat ceea ce trebuia făcut vis-a-vis de evenimentul istoric? Nu, nici pe departe, nici mie nu mi se pare. În niciun caz și mai ales dincolo de evenimentele în sine, e nevoie și de noi perspective. Sigur. Asupra ceea ce s-a întâmplat atunci. Da. Acela era un film de televiziune făcut la momentul respectiv. Între timp există mult mai multe informații, există și alte memorii și există și alte perspective. Mijloace, și alte mijloace și alte perspective, da, de a vorbi despre aceste evenimente. Vreau să vă întreb, lucrurile s-au mai calmat sau, din contră, e necesar doar să treci prin cenușa respectivă pentru ca totul să se reaprindă? Sunt calme lucrurile. Majoritatea celor pe care i-am intervievat nu au ură. Da, am văzut. Treaba asta era senzațională și de atunci, de pe vremea memorialului. Lumea, cei care suferiseră, nu aveau ură nici pe departe, nici tipul comportamental al celor care îi schingiuiseră. Da, poate nu le-ar fi stricat o agresivitate față de cei care i-au torturat. Poate așa am fi aflat mai multe, poate că ar fi existat în sfârșit un proces al comunismului în care torționarii să fie măcar întrebați, pentru că nu ne-ar strica să aflăm și ce se întâmpla din punctul lor de vedere. Deci v-ați fi dorit ca istoric așa ceva asemenea. Și nu doar torționare, și cei care stăteau în birou și scriau rapoarte. Au fost la fel de vinovați ca și torționarii. Cuprindem pe toți, inclusiv funcționarii, deci nu cei neapărat care aplicau torturile. De ce nu? Până la urmă, oamenii n-au suferit direct de pe urma celor din birouri. Există un lanț întreg până s-a ajuns la victimă. Da, sigur, dar din punctul meu de vedere, de exemplu, cu Drăghici, care bănuiesc că nu a participat la anchete, dar care era ministrul de interne, e principalul vinovat. Principalul vinovat nu e doar Stalin sau Dej sau Ceaușescu. Da, bine. Principalul vinovat noi înșine suntem capabili să ne facem așa ceva unii altora și asta nu înseamnă mai nimic, dar să avem și justificări, să credem că ceea ce facem este chiar bine, corect, este ceea ce ar trebui să facem. Asta este deja o explicație care bănuiesc că depășește
domeniul de cercetare al istoriei și intră în alte zone de cercetare, psihologie și cu totul altceva. Oricum, să știți că există o explicație pentru ceea ce s-a întâmplat la începuturile instaurării comunismului, evident. Pentru că să vorbiți nu uităm. De evenimentul ca atare în Rusia sau în nu, România? Nu, în România. Nu o să mă refer chiar la... Pentru că cunosc foarte bine situația din România și ceea ce, ce s-a întâmplat. Dar să nu uităm că în 1945, când s-a instaurat comunismul în România, majoritatea populației o reprezentau țăranii și majoritatea țăranilor erau analfabeți și săraci. Dacă ne uităm pe statisticile din, chiar din 38, de exemplu, vedem că majoritatea țăranilor aveau mai puțin de 3 hectare de pământ, deci erau oameni săraci și normal lipsiți de cultură, de spirit civic, de orice, și când au venit comuniștii care s-au dus la fiecare dintre ei ca să-i convingă, au fost agitatori prin sate, să nu uităm ce s-a întâmplat atunci, este absolut firesc ca ei să adere, chiar pentru că li se părea că este bine, era foarte bine pentru ei, i-au scos din sărăcie, din viața aceea mizeră, să nu uităm că foarte mulți au ajuns totuși să aibă propriile lor apartamente, să aibă apă caldă, curent, ei trăiau în bordeie. Chiar îmi spunea cineva că a văzut că existau în anii 70 bordeie. Deci mai rămăseseră câțiva în această paradigmă veche. Bun, deci este normal ca oamenii aceștia să participe la construcția comunismului. La propria lor sinucidere. Și identitate. Eu am făcut o cercetare pentru teza mea de doctorat. Stați puțin, aici vreau să facem totuși o pauză, pentru că lucrurile sunt paradoxale din prea multe puncte de vedere și ar trebui să le luăm ușor pe rând. Înțeleg o lipsă de informație în ceea ce privește impactul istoric asupra propriei vieți, o pot înțelege. Faptul că cineva te poate momi, cumpăra... Pe asta vreau să vă spun că... La un anumit moment, da, dar din ce înțeleg eu totuși miza foarte mare și cel mai mare procentaj în ceea ce privește sistemul de eșec a fost tocmai în acest mediu rural, unde au existat zone care nu au putut fi colectivizate. Exact. Și atunci, nu știu cum să înțeleg, pentru că sunt niște treburi care se bat cap în cap, cel puțin aparent, și nu cred că numai aparent. Păi au existat, sigur că au existat acei țărani înstăriți, da? Dar au existat zone întregi, se vorbea mai ales, nu știu dacă este legendă sau nu, dumneavoastră, din punct de vedere istorie, puteți să confirmați sau să negați de plină cunoștință de cauză. Lucrurile astea se spunea cel puțin că în zonele de deală colectivizarea a prins mai greu decât în zonele de câmpie. Nu mai vorbim de zonele montane și așa mai departe. Da, zonele montane nici n-a existat pentru că nu s-a putut face efectiv. Da. Nu aveau deci au fost zone care și nu numai zone, segmente de populație care au scăpat practic într-un fel sau altul, într-un sigur procentaj mai mare sau mai mic proprii stări de fapt din țară, adică erau cumva așa tolerați, integrați unui regim care își propunea cu totul altceva. Un procent prea mic. Ceea ce vreau eu să spun este faptul că au existat această masă. Dumneavoastră vreau să-mi dați o explicație sau încercați să ne dați tuturor o explicație pornind de la această stare de fapt. Faptul că, domne, în România majoritatea populația era din mediul rural. A existat o masă critică, nu numai în mediul rural, ci și în mediul muncitoresc. A existat o masă critică care a permis... Dar nu e semnificativ, mediul muncitoresc, așa zis, din România, la vremea respectivă. Da, la vremea respectivă, dar vreau să spun că a existat o masă critică care a permis instituirea comunismului și a permis abuzurile. Pentru Bun, că în erau... ce sens există acest termen, a permis? Pentru că nu s-au opus. Păi cum să te opui dacă înțeleg din ceea ce spune, ce se spune aici, ei erau neinformați. Dacă ar fi fost informați, poate s-ar fi opus. Păi, da, dacă ar fi fost educați înainte. Dacă ar fi fost educați înainte. Dacă ar fi fost educați înainte, dar din 1917 până în 45 este imposibil ca ecourile a ceea ce se întâmpla, bine mersi,
în Rusia, să nu fie ajuns într-un fel sau altul să și până în zona de care vorbim, până la sate. Nu, dar e foarte interesant, mi se pare de-a dreptul șocant că sunt intelectuali care nu au fugit în momentul în care, și sunt atâția care au crezut că nu o să dureze comunismul în România. Sunt generația cu să vină americanii, dar oamenii au intrat în închisoare pentru că credeau acest lucru. Cu atât mai puțin țăranii erau înclinați să creadă că acesta e un... Cu altă parte, se considerau patrioți, de ce n-ar rămâne, de ce n-ar lupta în țară. Bun, sunt diverse, foarte multe explicații, dar mă interesează acest concept. Dom'le, s-a întâmplat ceva care a permis, sau oamenii au permis într-un fel sau altul să se instaureze acest regim, care... Iată, și ziua de azi nu oamenii au permis, să spunem așa. Și geopolitic. Noi, dar cine? Nu oamenii fac istoria. Ei pentru ei? Nu există istoria suntem noi. Contextul internațional din acel moment. Tot noi. Contextul geopolitic, istoric. Gândiți-vă că în Polonia... Nu erau tot oameni cei care Polonia, au impus chestia asta? În Polonia, Uniunea Sovietică nu ar fi fost cu trupele acolo, nu ar fi existat comunism niciodată. Societatea poloneză, toată perioada comunistă, a fost divizată. Comuniștii erau așa ceva, ei, ceilalți. Iertați-mă, tot secolul este divizat. Da. Tot secolul 20. Au fost două aderențe mari. Da, din punct de vedere social. Ori erai cu băieții, ori erai cu băieții. Da, da. Erau cu Țaua sau cu Bau, vorba bancului de demult. Ori erai roșu, ori erai catalogat negru, brun sau nu mai știu ce altă culoare la modă. Lumea a fost foarte polarizată, mai polarizată probabil ca niciun alt moment istoric. Indiferent pe scara cronologică unde ne-am duce. Lucrurile au luat o asemenea amploare din cauza suportului tehnologic încât s-au ajuns ca repriza a doua, această sângeroasă, pentru că tot vorbeați de primul război mondial, să ajungă la niște dimensiuni și niște repercursiuni sociale care să acopere decade mult, mult, mult mai mari decât s-a sperat de către cei care au pornit jocul ca atare. Poate Hitler spunea, vorbea de un Reich de 1000 de ani, dar era pur și simplu, îi venea lui de sub mustață și dădea bine la public în momentul în care vorbești în public. Dar ceilalți, eu țin minte din ce mai citam, că Lenin era disperat și număra cu câte ore, zile, minute a ținut mai mult revoluția lui față de comuna din Paris. Așa că dacă lucrurile astea încă mai sunt valabile din punct de vedere documentat, atunci vis-a-vis de gradul de permisivitate al populației sau contextul istoric ar trebui, dacă tot vorbim că să regândim, să reînțelegem lucrurile, ar trebui făcute niște precizări. Da, dar ce vreau să spun? Contextul istoric a permis instituirea comunismului în România ca și în celelalte țări ale blocului comunist. Da, dar vorbeam de permisivitatea... Dacă nu exista acest context istoric, n-ar fi existat... sau gradul, cum se spune aici, gradul de rezistență al populației. Da, dar asta este prima etapă. Deci s-a instaurat comunismul în România pentru că ăsta a fost contextul internațional. Dar normal, nu stă să momentul. Discutăm treaba asta. Și a fost privit comunismul... ca o ocupație sovietică, da. La urmă. Chiar dacă staliniștii au fost români. Dar comunismul a funcționat cu oamenii de aici, tocmai pentru că oamenii a existat o masă critică care să susțină acest regim. Adică cei țărani săraci care erau dezinformați, după cum spuneți dumneavoastră. Care, mă rog, nu aveau cultura civică și de altă... și care au putut fi recrutați ca milițeni, ca securiști și ca ceilalți funcționari ai statului. Pentru că asta vreau să vă spun, că în închisoare, mi-a povestit o doamnă, avea o gardiancă care îi se promisese că o să fie aviatoare. Era o fată fără instrucție și a venit la partid și i-a zis, vrei să te faci aviatoare? I-a zis da. Și a ajuns să fie gardian într-o închisoare comunistă, în închisoarea de la Mislea. Deși ea... Și să fie aviator și ea credea. Asta a crezut inițial. Asta mi se pare bun de el și Petrov, știți? Da. Exact de literatură. Bine, de prima perioadă a comunismului s-a întâmplat asta. A ținut destul de mult această primă perioadă. După anii 60... Și a fost și cea mai sângeroasă. Da, i-au școlit destul de bine. Deci unde represiunea a fost de atât de violentă. Bun, dar dacă ți se spune că o să fii aviator și ajungi gardian, asta este un caz nefericit pe subiect, dacă n-ai niciun fel de reacție. Bănuiesc că i-a plăcut să fie gardian de vreme ce, dacă și-ar fi dorit cu adevărat să fie aviator, putea să plece. Nu se putea pleca din poziția de gardian? De altfel, așa a ajuns în închisoarea acea gardiancă, pentru că a avut neinspirația să se împrietenească cu deținutele. Și să-i explice că nu e aviator.
Nu neapărat asta, ea vroia să învețe să se macheze și ea, diverse deci chestii. Deci vrea să fie om. Da, și din această pricină a fost prinsă de ceilalți de... Aderase la ideologie depășită. Da, era considerată că a ajutat deținuții și a fost și băgată la rândul ei la închisoare. Haideți să ne înțelegem, nu încerc să minimalizez, Doamne ferește, toate treburile astea, vreau doar să... Încercăm să ieșim puțin din presiunea și tensiunea pe care o generează toate acest tip de evenimente. Există o fractură istorică, cel puțin din punctul meu de vedere, în ceea ce i s-a întâmplat poporului român și nu numai întregului lagăr. Sunt lucruri peste care nu se poate trece ușor decât dacă îți propui să nu nebunești. Și de asta încercam să dau o tentă de relaxare acestei discuții. Dacă un om căruia se promite, domne, vrei să te faci aviator și după aia, haide, păzește-le pe aceste femei la ușă. Dacă un om care îi se promite așa ceva nu are niciun tip de reacție, asta ține numai de el ca atare. Dar ce concluzii cu caracter general putem trage din niște demersuri de genul ăsta? Adică, până la urmă avem de-a face cu subiecți. Oameni care au avut de suferit, au supraviețuit și așa mai departe. Acum, există o stratificare socială chiar și în rândul victimelor. Una este să fii, așa după cum spuneam, parte a păturii majoritatea a țăranilor, alta este să fii intelectual, vorbeați de mirarea noastră vis-a-vis de cei care, fiind informați, n-au plecat. Există N motive. Eu știu, habar n-am, vă așteptați să existe o, acum, pentru dumneavoastră ca istoric, vă așteptați să existe o, la vremea respectivă, o luptă, un confront coordonat între toate aceste aspecte, ceea ce privește rezistența în fața datului istoric, înțeleg că era un fel de fatalitate. Păi, lucrurile trebuiau să se întâmple într-un fel sau altul, așa cum s-au întâmplat. Noi pierdusem un război și nu numai noi. Iată, polonezii au avut o situație și mai grea din punctul ăsta de vedere. Ei au crezut că, fiind ocupați, tot se va... Și nu s-a întâmplat absolut nimic. Din contră, când rușii erau lângă Varșovia, știm foarte bine cu toții cum a fost procedura, cu ghilimele, și așa mai departe. Da, sigur, e... E foarte complicat totdeauna o discuție cu istoria, că istoria nu e 1 plus 1 așa, și ca să tragem un singur răspuns. Dar n-a existat o, chiar și rezistența armată, despre care se vorbește în ultimul timp. Da. Nici măcar rezistența armată din munți nu a reușit să fie coordonată la nivel național, deci nu a existat o mișcare la nivel național. Un comandament, adică. Încercări individuale. Da. Pentru că nu se putea. Regimul s-a infiltrat destul de repede, avea sprijinul deci armatei. Rețeta sovietice, să nu uităm. Da. A fost aplicat foarte bun. Bine. Da, păi a fost eficient. Dar înțeleg că și această metodă a deportărilor este tot o lecție, autentică. Luată din Rusia și aplicată foarte bine aici. Plus un pic de orgoliu național. Avem și noi Siberia noastră, nu? În Bărăgan. Da. Mă gândeam că indiferența totuși nu poate fi explicată. Vă gândiți că dacă astăzi... Și de astăzi, și de ieri, și de acum 60 de ani. Eu dacă cred că atunci era o spaimă imensă care paraliza în mare parte niște acțiuni despre care noi acum avem cumva luxul, ne putem permite luxul de a discuta. Eram după război, normal. Eram după foame în multe zone, eram după frică. Da, dar nici nu aveai soluții, oamenii au fost închiși, pur și simplu. Era foarte, foarte dificil să te opui regimului, dacă chiar și cea mai mică acțiune te aducea în închisoare și erai supus acolo la niște torturi, de exemplu. Îngrozitoare. Cea mai mică acțiune se numește un banc spus în public. Tești și toate cele. Da, și o bibliotecă inadecvată. Exact. Din punct exact, de vedere ideologic, exact. Până la un banc e cale lungă. Apropo, asta despre fenomenul Pitești, la examen am întrebat un student ce a însemnat fenomenul Pitești. Păi, cred că era universitate acolo. Era un fel de universitate acolo, da. Într-adevăr, spațiului concentraționarii se spunea că și un soi de universitate. Este un fel de universitate. Da, ad hoc. Dacă tot vorbeam de studenți, mă gândeam la unul din rezultatele proiectului nostru. Avem deja 3 studenți care ne-au scris că ar vrea să facă teza de licență pe tema deportărilor. Le-am recomandat ceva bibliografie, o grilă de interviu minimală. Da. Asta e foarte bine, înseamnă că speranța nu trebuie pierdută niciodată. Astăzi, anul trecut au fost 2 studenți. Unde. Da, e foarte bine și așa se acumulează. Poate vor face din această teză de cercetare
Nu, și poate... subiect de cercetare, din această teză, subiect de cercetare și pe mai departe. Da, da, poate o să și învețe unele lucruri care cred eu că sunt esențiale, și anume că poți să traversezi niște experiențe groaznice și să fii un învingător. Ceea ce este cazul oamenilor pe care noi am intervievat, colaboratorii noștri, care ei se consideră niște învingători tocmai pentru că au reușit să treacă peste toate aceste greutăți, să-și facă studii, să-și facă familii și să supraviețuiască până astăzi, deci să depășească toate aceste greutăți inimaginabile pentru cineva din ziua de astăzi. Și vreau să vă zic că fiecare interviu a fost o lecție de viață. Da, înțeleg. Din păcate aici trebuie să ne oprim cu discuția noastră. Nu pot decât să fac o singură recomandare tuturor cei care ne-ați ascultat. Încercați să vizionați filmul, încercați să țineți cont de ceea ce ni s-a întâmplat până la urmă nouă tuturor, pentru că este foarte important. Nu vreau să închei într-o notă pesimistă, să spun că cei care uită lecțiile istoriei riscă să le repete. Dar asta este adevărul. Domnul Claudia Florentina Dobre, domnul Valeriu Antonovici, vă mulțumesc pentru participare. Tuturor și că ați avut răbdare să ne ascultați. Rămâneți în continuare pe RFI.